pe trecerea de sâmbătă seară, dincolo de distracție, ochii erau ațintiți și către comportamentul altora care ieșeau în evidență. Să mă strângi în brațe, să mă alin, să-mi dai sărutări dulci și fierbinți. Bravo! Alege-mă în viața ta, iubirea mea. Aș vrea și număr toate zipele, știu că am toate șansele să fii iubita mea aleasă a inimii. Nu scap! Doamna Elena se arăta ușor dezamăgită de aceste comportamente. Urâtă-i bieță, mă, maica mea. Urâță-ți bărbații, bieză-mâierile, bietez. Doamne, iartă-mă. Și s-a amuzante că se dau treze. S-a amuzante că se dau treze. Da, și ce să dau treze, că nu se vede? Fai, viața mea. Ce, Alina? Ce te uiți pervers la mine? Ce te uiți pervers la mine? Ce vrei să spui? Și asta ce-i trează asta la asta? Păi nu! Auzi ce cu mine sunt ăștia ca adormiră? Adormiră? Imediat adormiră. Mai cu mine sunt băieți. I-am spus lui Simon, doamna Simona. Și că nu e adevărat. Capricile iubirii. Dumneavoastră spuneați acolo, rău e bărbatul, urât e bărbatul la beție, dar fetele... Nu fetele, am zis femeile. Femeile, ok. E o diferență. Ok. Ce nu v-a plăcut? Ce n-a fost la loc? Am zis că nu-mi place să văd femei bete, nici bărbați beți. Da, omul știți cum e, mai bea un pic să se relaxeze. Da, era o părere de-a mea, n-am nominalizat. Asta nu înseamnă că trebuie să spui în cap. Să... Exact. Una e să bei și eu beau un pahar cu vin să te simți și bine și alta e să chiar bei fără număr. Orice. Deci nu sunt împotrivă că nu beau, dar am zis bete. Și atât. Mă abțin. Da. Și le bete noi? Nu știu, doamna Rodica, să-mi spuneți... Păi să spună cine era ea. Uite, ce s-a obligată să zic, am zis că mă abțin. Păi dacă ai spus, am dreptul vorbește. Să mă abțin. Dar ce vă referiți și la mame și mamele? Păi dacă ai zis eu doamnele... Eu am zis femeile. Și atâta. Vreți să vă zic eu una? Că prostul mare când dă drum lung și prostul dă grijă altuia? Nu știu, doamna Rodica, să-mi spuneți. Păi cam așa e aici. De ce? Păi cum pot să vorbească așa? Ce? Căzusem jos noi undeva? Da, poate am zis în general. Am zis de... Păi dacă m-a schimbat aici, înseamnă că da, m-a schimbat, nu? Eu vă întreb... Păi eu vreau să fie lămurită, ei! Păi lămuriți-vă, doamna Rodica! Păi eu nu cred că e ce spune Alina, dar tu pe cine imitai acolo? Pe Ana. Pe dumneavoastră. Eu cu Alina. Mi-a alunecat piciorul. E bine. Prietenia asta. Vrem să evităm cele două persoane. Pe cine? Cine sunt cele noi două? Cele două! Pe Alina și pe doamna da, Elena? Da, care s-a străbat în baie pe acolo. De ce vreți să le evitați? Păi de ce? Păi dacă nu sunt la caracterul lor oprite, ce să facem? Ca să ne enervăm mereu? Dar ce vă deranjează doamna? Nu mă deranjează, dar a zis doamnele. Femeile. Femeile, ia, hai, femei. Cu titlul general acum, știți cum e. Păi, dar de ce m-a schimbat aici? Înseamnă că eram și eu. Păi nu, erați acolo în baie. Da, și așa. Și vorbeați și povesteați că au adormit foarte repede copiii. Băieții. Da. Băieții, da. Că fetele nu. Nu. Și că băieții sunt mai cuminți decât fetele. Păi mai cuminți, da. Asta am zis, sigur. Dar tu de ce o imitai așa pe Ana? Da, nu pe mine. Pe mine. Da, când a ieșit din bucătărie, de fapt mergea, nu știu unde mergea, că nu înțelegeam. Cine, doamna Gabi? Doamna, exact, în toate direcțiile. Așa, dacă nu știi.
Mulțumesc, poate de sâmbătă până astăzi ați înțeles dumneavoastră unde, în ce direcție vă îndreptați, că eu n-am înțeles. Era caz. Și mă uitam la dumneai, că nu înțelegeam unde mergea și a zis, de ce te uiți așa pervers la mine, Alina? Am început să râdem că eram mai multe persoane în bucătărie. Deci, doamna Gabi, ați consumat mai mult decât ați trebuit? Dar ce a căzut jos? N-a căzut jos. Am băut și eu un pahar de vin, două. Le-am amestecat și m-a luat val. Toți am băut un pahar, două. Na. Ei, cum toți? Și ea bea. Dumnezeu, domnișoara. Serios? M-ați văzut vreodată? M-ați văzut vreodată beată? Pe mine nu cred. Nu desfăceai tu sticla? Cine o desfăcea? Că eu da, nu pot. Eu o desfăceam și o beau alții. Dar bea și ea. Una e să bei un pahar, alta e să... Da, eu simt așa un conflict mognit aici. Nu, domne, dar nu mai suportăm așa ceva ca să fim chemate aici ca că a zis dumneiei că a văzut că n-a făcut. Ați văzut cum vă trebuie? Da, doamna Rodica, dacă nu vreți să veniți, nu e niciun fel de problemă. Păi nu vă trage din astea, nu, dar nu vă trage nimeni la răspundere. Hai să ne înțelegem asupra acestui lucru. Adică chiar mă simt și prost așa. Până la urmă fiecare face. Noi cum vă simțim? Să ne critice oricine. Păi, dar ce aveți cu mine? Că nu v-am criticat nimic, eu. Nimic, dar de ce ne-ați chemat aici? Păi v-am chemat să vă întreb ce aveați de spus acolo în baie. Că ați zis despre băieți. Băieții sunt mai cuminți decât fetele. Păi să mai cuminți, că vorbeam eu o vorbă cu ei, că sunt mai liniștiți, așa că... A zis tot cineva, zice, sare în brațe peste ei și nu știu cum. Și zic, da, ei sunt mai liniștiți. Doamna Rodica, dar dacă dumneavoastră nu vă place să fiți criticată, dumneavoastră de ce criticați alte persoane? Păi cine a criticat? Inclusiv pe mine, inclusiv pe Alina, inclusiv pe doamna Elena, inclusiv pe Ana aici de față, inclusiv pe Ionuț. Adică atâta timp cât dumneavoastră faceți același lucru... Când? Totdeauna. De mai multe ori, mai multe rânduri. Inclusiv acum v-ați exprimat părerea față de doamna Elena și față Nu v-am criticat, nu v-am lăsat să vorbiți atunci. Oftim? Nu v-am dat voie să vorbiți? Există un filmuleț de pe Antena Play în care vorbeați despre forma dinților mei, care mie mi s-a părut așa o... Nu știu, o remarcă care nu se cuvine. Adică puteți să spuneți că nu sunteți de acord cu ceea ce spun eu, dar nu știu, dacă dumneavoastră discutați despre cât de bine sau nu știu, rău arată un om, cred că spune multe despre dumneavoastră. Niște oameni aici și eu nu dau voie, în primul rând. Da, pot să vă întreb ceva, cu tot respectul? Ați spus și ați fost de acord că doamna a făcut referire la modul general despre femei. Păi de ce m-a chemat aici, dacă a făcut? Și dumneavoastră percepeți, și le-a chemat pe toate. Dumneavoastră percepeți că venirea noastră aici este supunerea opinii public sau o judecată? E cam o judecată, da, pentru mine. De ce din toate doamnele prezente, doar noastră remarcați chestia asta când n-a punctat despre cine e vorba? Pe care doamne sunt? Păi, mai sunt aici niște părți feminine. Eu și înseamnă. Cu mine, restul ne critică. Am înțeles, deci este un conflict, nu e... Nu e niciun conflict. Subiectul ăsta. Asta e o fel, am mai spus. Doamna Rodica, v-am mai zis și mai devreme, v-am chemat pentru că erați acolo, în imaginile din baie, și pentru că ați avut o remarcă vis-a-vis de ce s-a întâmplat sâmbătă seară. Și v-am zis de vreo 3 ori. Dumneavoastră ați ales să credeți că băieții sunt mai cuminți decât asta fetele. Asta a fost o discuție, că zice, nu știu cine a zis. De-aia v-am chemat aici, pentru asta, ca să înțeleg și eu de ce. Și nu știu ce pentru face. Că e o întreagă tevatură vis-a-vis de ce s-a întâmplat sâmbătă seară. Nu s-a întâmplat nimic, ce zâmbă. Păi nu știu, că am înțeles că n-a fost chiar o sâmbătă așa obișnuită. Și că toată lumea a fost... foarte veselă. E euforică. Un pic mai mult euforică lumea decât de obicei. Că am zis că băieții sunt mai cuminți, am zis așa, referitor, că mi se pare că sunt mai cuminți ca fetele. Le-s mai năzdrăvane, așa. Dar n-a zis-o la un mod jignitor? N-am zis la jignire sau la asta, nu. Ceva. Dar nimeni n-a zis că ați jignit pe cineva. Eu doar v-am întrebat de ce faceți mărturisirea asta, de ce considerați dumneavoastră că e așa. De ce băieții sunt mai cuminți decât cineva a zis, zice, ele tăbără pe ei. Zic, da, fiindcă ei sunt mai cuminți. Și că îi sărută și că nu știu cum. Băieții sunt mai cuminți, i-am spus. Fetele sunt mai îndrăznețe, mai năzdrăvane. Ok, am lămurit cu asta. Așa, și alta care mai? Păi, nu mai e
Păi nu mai. Să vorbesc și cu ceilalți. A, așa, da. Ei. Păi asta zic, nu v-am gândit să vorbim chiar despre... Da, dacă vreți să vorbiți despre toți, spuneți doamna Rodica că nu e nicio problemă. Vorbiți și cu dumnealor. Hai. Asta.